Dosarul privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, decisiv pentru ciobanii și crescătorii de animale români, se află pe agenda Parlamentului European și va fi dezbătut în plen zilele următoare. Europarlamentarul Daniel Buda a dat asigurări că transportul de animale vii în și din Uniunea Europeană va continua, iar ciobanii români vor putea încă să-și vândă animalele în țările arabe, o piață extrem de importantă pentru România. Săptămâna aceasta sunt programate dezbateri în plenul Parlamentului European privind cele două proiecte adoptate referitoare la bunăstarea animalelor, al căror raportor a fost europarlamentarul Daniel Buda. În cadrul acestei sesiuni plenare vor fi dezbătute și supuse la vot cele două proiecte adoptate privind bunăstarea animalelor, al căror raportor am fost, în cadrul Comisiei privind protecția animalelor în timpul transportului din Parlamentul European. Este vorba de examinarea presupuselor încălcări a dreptului Uniunii și a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului, în interiorul și în afara Uniunii și de proiectul de recomandare în urma examinării cu privire la protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii, a precizat europarlamentarul Daniel Buda. În cadrul ședinței plenare se vor dezbate și alte subiecte și rapoarte și vor avea loc alegeri ale președintelui, vicepreședinților și chestorilor Parlamentului European. Tot atunci se vor supune la vot și rapoartele referitoare la actul legislativ privind serviciile digitale și raportul Agenției Europene pentru Medicamente. Reamintim că europarlamentarul Daniel Buda a dat în trecut asigurări repetate că transportul de animale vii în și din Uniunea Europeană va continua, iar ciobanii români vor putea în continuare să-și vândă animalele în țările arabe, care reprezintă o piață extrem de importantă pentru România. Raportul final referitor la examinarea presupuselor încălcări și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii a fost adoptat de Comisia ANIT cu o majoritate de 30 de voturi pentru, 0 împotrivă și o abținere, precum și recomandările însoțitoare cu 24 de voturi pentru, 1 împotrivă și 5 abțineri.